fare, fare un role permanente in formare a scegliere repentare, am considerat că este potrivit să vă prezinte această ediție eleva Maru și Alice. Liceul Pedagogic Sfântul Haret Focșan, Direcția Județeană de Tinere și Sport și Inspectoratul Școlar Francia au bucuria de a colabora din nou la această manifestare județeană. Le mulțumim pentru acest lucru. Apreciem prezența televiziunii ACAS la fiecare manifestare sportivă organizată de Liceul Pedagogic Sfântul Haret. Am deosebită plăcere să anunț jurul cu următoarea componente. Domnul profesor, inspector de specialitate, Ambrozie Ionel. Thank you.
Thank you.
Vreau să vă mulțumesc pentru participare și să apreciez acest lucru, că voi sunteți cele care participați în fiecare an. Asta înseamnă că doriți să vă reprezentați școala sau liceul de unde veniți. Nu este puțin lucru, cred că vă dăruiți instituției din care faceți parte. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Domnul inspector, dacă dorește să spună câteva cuvinte până la înmânarea premiilor. Bine ați venit, stimate echipe, la faza județeană a concursului de majorete și dans modern, și dans contemporan, și dans popular. Ce reprezintă dansul? Dansul reprezintă încă din cele mai vechi timpuri un mijloc de exprimare a sentimentelor, a sentimentelor unui popor. Dacă stăm să ne gândim, încă din cele mai vechi timpuri, dansul și-a pus amprenta pe cultura popoarelor. Bineînțeles că de-a lungul anilor, dansul a evoluat și expresivitatea fiecărui popor a căpătat nuanțe în dans, în mișcare, în exercițiu. Astăzi, în zilele noastre, de la dansul contemporan, coborând spre tangou, spre vals și dansul modern, fiecare popor își aduce contribuția culturii sale prin dans. La nivel național, Ministerul Educației și Învățământului propune în fiecare an Olimpiada Națională a Sportului Școlar și la dans și majorete. Este fază județeană care se oprește aici, fără participare la fază națională. Mă bucur mult că și anul acesta echipele pregătite de profesorii voștri din școli și licee au participat la această olimpiadă. Este vorba de Școala Generală Duiliu Zamfirescu, este vorba de Școala Generală Gimnazială Ciușlea, de Școala Gimnazială Garoafa, de Școala Generală numărul 10, de liceele Panciu, Unirea, Vidra, Economic, a lipsit Consiliul Național. Comisia de punctaj a voastră, formată din câțiva profesori cu experiență, printre care doamna profesoară Paizan Ioana, Maria, domnul profesor de la Vida, eu ca profesor și inspector din partea Inspectoratului Școlar Vrancea, v-am urmărit evoluțiile voastre care au constat într-un număr de 9 punctaje și un punct din oficiu. Aceste punctaje au fost acordate pentru mobilitate în segmentare, orientare în spațiu, poziția corpului, modalități de deplasare, dinamică în execuție, grupările formației, efectul teatral, expresivitatea, corectitudine și schimbările de formație. Bineînțeles că s-au acordat și puncte întregi și puncte cu și zecimale, adică 0,90 de puncte, 0,80 de puncte, 0,70 de puncte, chiar și puncte întregi, în așa fel încât în final clasamentul va arăta în felul următor pe probe. Permiteți-mi acum să vă înmânez diplomele. La secțiunea majorete, Școala Generală Duiliu Zamfirescu, doamna profesoară Ioana.
Locul 2, la aceeași secțiune, majorete, tot școală generală, doamna profesoară Lazar Mirela, de la școala gimnazială Petrache Blându Ciușlea. La secțiunea dans modern, școala gimnazială cu clasele 5-8 Garoafa, doamna profesoară Veca Mihalache. Secțiunea fitness în școală, care de 7 ani de zile așteaptă și alte licee sau școli generale participante. Ele mizează pe spiritul de competiție și de autodezvoltare personală, atâta timp cât suntem de 7 ani de zile singure la această secțiune. Dorim să simțim ce înseamnă mișcarea și să continuăm, chiar dacă celelalte școli sunt mai puțin, îmbrățișează mai puțin această secțiune. Deci locul întâi, fitness în școală, Liceul Pedagogic Spirul Tăreț. La profesoară Paisan Ioan. O secțiune nouă, majorete cheerleading, echipa Jolis din Panciu, doamna profesoară Oana Costa. O prestație deosebită, o dorință și o voință pe care am observat-o din partea voastră, cred că meritați mai mult decât a fi lăudate, să le transmiteți și profesorilor voștri mulțumirile pentru că v-au voit în această zi. Secțiunea licee, majorete, doamna profesoară Carmen Grosu, Colegiul Național Unirea. Felicitări, ne bucurăm că ați avut mai multe numere în desfășurarea acestei competiții. Mereu sunteți prezente și nu este puțin lucru. La secțiunea majorete, Liceul din Vidra, îl salutăm pentru prima dată în cadrul acestei organizații a sportului școlar, locul 2. Vă felicităm! Dansuri populare. Colegiul Mihail Cocălniceanu, doamna profesoară Vâlcu Marilena. Ne bucurăm că ne-ați încântat și de fiecare dată faceți acest lucru. Cu diploma. Încă o dată felicitări. Dans modern. Colegiul Național Unirea, doamna profesoară Carmen Grosu. Dans contemporan, după cum am spus, tot Colegiul Național Unirea, doamna profesoară Carmen Grosu. Direcția Județeană de Tineret și Sport de fiecare dată este prezentă, ne ajută la fiecare competiție pe care o organizăm. Îi mulțumim și dorim ca prezența acesteia să fie permanentă. Mulțumim școlilor participante, vă dorim vacanță.